Orașul Glodeni rămâne în continuare fără apă potabilă, spune șeful serviciilor comunale Glodeni. Deocamdată situația este incertă, totuși acesta ne asigură că au început lucrările de renovare a traseului care vine de la Prut. Autoritățile și șefii de la fabrica de zahăr au găsit limbă comună pentru a demara procesul de renovare a porțiunii deteriorate. Când vom avea apă potabilă, aflați în cele ce urmează. Problema aprovizionării cu apă potabilă rămâne deocamdată incertă. În prezent, autoritățile au decis să ne livreze apă din fântânile arteziene. Potrivit lor, apa nu este potabilă, dar nici tehnică nu poate fi numită. Asta chiar dacă parametrii chimici ai acesteia nu corespund standardelor apei potabile. Între timp, întreprinderea municipală a obținut licență pentru activitatea de distribuire a apei. На сегодняшний день мы имеем очень такую ситуацию, скажем, аварийную ситуацию. Значит, по трассе Кубань-Глодень очень большой прорыв. Прорыв какого характера? Значит, трубопровод проходит под дорогой. И, значит, длина трубопровода около 30 метров, насколько я обладаю этой информацией. Но на сегодняшний день, значит, силами МакДвест была приобретена труба. Как только она поступит к месту прорыва, у нас есть договоренность, что мы со своей стороны окажем помощь, сварочными работами, транспортными работами, а уже МакДвест, осуществит ремонт этой трубы. Конкретно назвать день я не могу, но я думаю, что на следующей неделе город начнет получать воду с прута. Întrebat dacă prețurile vor fi diminuate pentru apa care nu este potabilă, managerul întreprinderii ne-a declarat că în prezent prețurile la apă sunt stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energie, iar ei nu le mai pot majora sau micșora așa cum vor. Autoritățile publice locale în prezent doar aprobă tarifele, dar nu le stabilesc. Reparația traseului a demarat și autoritățile fac totul pentru a restabili traseul. Dar deocamdată nu se știe când vom avea apă potabilă.